ea vrea să meargă cu Stelean. Păi deja ne gândim la asta? Da, puteți să vă gândiți care cum vreți. Sau mai aveți timp de gândire, care e dispus. Bă, putem să facem așa. Dacă nu vrea nimeni să meargă sus, astea mă duc eu în cazul ăla, dacă... Trageți la sorți. Sau da. Egal, pentru mine egal, eu aș fi vrut să mă duc, el stric adică din ce am comunicat astăzi, simt că sunt pe aceeași lungime de undă cu el, adică m-aș înțelege. Din partea mea, eu mai bine aș dormi jos, că e mai, mai rece. Rămân sus, îmi păstrez emoțiunea. Păstrez alegerea. Îți dai seama, eu n-aș vrea să iau decizia pentru alții, adică dacă cineva vrea să meargă sus, eu... ce, nicio problemă. Un pic mai comințe mi s-au părut față de fete care ați văzut că au intrat tare în pâine, arțăgoase, cu replici, unele dintre ele chiar tăioase, după care și-au cerut scuze când l-au cunoscut, ba pe Alexandru, ba când v-au mai văzut, dar ele mai înfipte, voi mai retrași așa, mai stați un pic să adulmecați, nu vă avântați. Până la urmă, sus, unde trec că sunt trei paturi. Cine doarme? Două. Nu e ăla, mă, matrimonial, că e unul la care visează toată lumea. Zice, mamă, avem pat matrimonial. Deci, deocamdată nu e matrimonial. Dorm doi oameni sau unul în el? Cum doi, e? Doi. Cine? Alexandru Costelian. Alexandru Costelian, da, și atât? Da. Atât e sus? Da, un pat. Și restul de șase jos. Aha, deci ăla e un pat cu ușor de nebunii, cum ar veni mai târziu, nu? Am înțeles. Sunt deocamdată două paturi mici acolo. Și restul dorm jos. Voi v-ați ales după tragerea sport sau după faptul că rezonați, vă simțiți, nu știu, mai apropiați? Stelian. Eu am decis să mă retrag puțin. Sunt mai rezervat de fel. Adică nu prea îți plac băieții sau nu prea ai cu cine să vorbești? Nu, rezonăm. Zici ceva? Zici. Rezonăm foarte bine, ne înțelegem super ok. Dar prefer să pleci. Față, dar am apreciat altfel spațiul, de cum am văzut, mi-am format viziunea cum o să exploatez spațiul. Așa sunt în general când... Mai retras. Nu neapărat, dacă merg într-un loc, îmi creez o viziune cum exploatez spațiul respectiv sau locul sau oportunitățile pe care le oferă environmentul ales. Sau te-ai dus acolo sus, tu cu Alexandru și nu vă deranjează nimeni, sunteți doar voi doi. Mai multă liniște. Alexandru a mai așteptat puțin, eu mi-am făcut setup-ul. Am înțeles. Sorin, am văzut că spuneai că rezonezi mai mult și te simți mai apropiat de un concurent. De cine? Da, acum, după ce am socializat aproape toată seara, pot să vă spun că sunt pe aceeași lungime de undă cu toată lumea. Da, da, ai spus că cu unul anume sau cu cine da, ai spus? Mă simt mai apropiat. A, cu tine, cu Bogdan? De Bogdan, de Ionuț, probabil că am socializat mai mult timp cu ei. Aha. Să vă spun că toată seara am avut numai discuții constructive și le-am zis și lor. Mi se pare că ne cunoaștem din totdeauna, nu că ne-am cunoscut. Asta e foarte bine. Este numai o energie pozitivă, nu simt nimic negativ din partea nimănui. Nu. Ce face Scorpionul? Pe unde e Scorpionul nostru? Bârgăul Bistriței, da? Tu, Mihai, împreună cu Gabriel mă interesează și cine a mai rămas cu care n-am mai discutat? Și cu Ștefan. Voi cum rezonați cu restul casei? Chiar foarte bine, încă de la început nu avem nicio problemă. Ne înțelegem foarte bine, chiar am început să ne acomodăm, să fim de acasă, cum se zice. Acum... Da, noi așteptăm să cunoaștem fetele mai mult. Da. Gabriel, probleme de adaptare? Ești în regulă? Simți că ești într-un mediu prietenos? Da. Poți avea încredere în băieți? Da. Da? Ai întrebat-o pe mama ce părere are? Ai cerut sfatul că mamele citesc că mai bine? Nu am să discutăm așa de mult. Nu vă feriți. Faceți-vă că nu vă auzim, poți să o întrebi, ea-ți va spune. Doamna Ioana, dacă ar fi să-i spuneți care băiat vă place, așa, pe care să-l simțiți ca pe fiul dumneavoastră dintre toți cei din casă, pe care îi l-ați recomanda așa pentru prietenie? Nu spun că ceilalți sunt... Este chiar lângă el, ați zis un scorpion. Deci de Mihai spun, da? Da. Mihai și Gabriel. Credeți că ar avea multe lucruri? Deci și Gabriel este tot scorpion. Uh-huh. Da. Mă bucur, așa să fie. Ștefan, de cine te simți mai apropiat dintre băieți, cu care ai putea avea o prietenie? Adică mă înțeleg cu toți, dar dacă aș trebui să zic pe cineva, Alex și Mihai.
Deci Mihai și Alex lângă tine. Da. E bine. E bine că cel puțin la drum porniți cu niște oameni în care simțiți că puteți, aveți încredere, chiar dacă poate pe parcurs lucrurile se vor mai schimba, dar e normal să simți că ai cu cine să socializezi, da? Să vă formați prietenii. Bun, ia!